Doamne, ajută iubiți credincioși, bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune Drumuri Spirituale, în care, liniștiți, smeriți, ne continuăm drumul învățăcelului din culegerea de înțelepciune Patericul cel Mare, iată, din capitolul despre desfrânare, de unde am rămas, cuvântul 89. Cineva cu numele Pahomie, ajuns aproape la 70 de ani, stătea la schid. S-a întâmplat atunci cu mine, tulburat fiind de demonul desfrânării și cuprins de pofta de femeie, să duc cu multă greutate și gândurile și închipuirile din timpul nopții și, din pricina acestei ispite, ajunsesem aproape să ies din pustie, mânat cu tărie nespusă de patimă. Părinților vecini cu mine nu le spusesem lucru și nici învățătorului meu. Se referă la Pahomie, în capitolul 23 al istoriei Lausiace, unde și clarifică faptul că învățătorul Pahomie a fost Evagrie. Învățătorul lui Pahomie a fost Evagrie Ponticul. Pe ascuns, am plecat în pustia cea mai adâncă pentru 50 de zile și m-am întâlnit acolo cu părinții din Schit, care îmbătrâniseră în pustie. Între ei am întâlnit și pe Pahomie. L-am aflat, deci, pe acesta mai simplu. Care de fapt înseamnă neamestecat, neprefăcut, simplu, necomplicat, curat, cu sensul lui clar. Am optat pentru această traducere prin simplu, convins și de apelul la simplitate pe care îl fac părinții dintotdeauna. De atunci și de acum, apelul la simplitate în sensul necomplicării cu lucruri inutile, cu amănunte, cu lucruri complicate, rafinate, prelucrate. Mă rog. L-am aflat deci pe acesta mai simplu și mai nevoitor. Îndrăznind, i-am încredințat cele ce aveam în cugetul meu. Și mi-a zis acel sfânt: să nu te mire acest lucru. Nu pătimești acestea din pricina trândăverii tale. Căci dau mărturie pentru tine și locul și puținătatea celor trebuincioase. Și faptul că aici nu este prilej de întâlnire cu femeie. Iată, și-a luat Pahomie informația despre cel care venise aprins de patimă și a conchis că este, iată, starea sa de luptă, nu spre tulburare, iată, să nu te mire acest lucru, că nu pătimești acestea din pricina trândăverii tale. Dacă ar fi fost un trândav, un nepăsător și un muncit de patima desfrânării, iată, s-ar fi dus într-un loc în care să fi întâlnit o femeie. El, din contră, a fugit în adâncul pustiului, unde cele trebuincioase, iată, mâncare, loc de dormit și pentru trup, de îngrijire, de îmbrăcare, sunt și mai sărăcăcioase. Pe de altă parte, starea de pustie de acolo erau cele pe care le căuta, însemnând că el de fapt nu este un trândav, ci un muncitor cu sinele. Cel simplu, Pahomie, iată, a conchis aceste lucruri din simpla prezență a aceluia în acel loc. Prelungirea încercării
adică luptei cu patima desfrânării, se datorează mai curând celui care se împotrivește virtuții, diavolului. Căci războiul desfrânat este întreit pentru cei care petrec în pustie. Adică nu întreit, nu demultiplicat, împărțit la trei. Întreit însemnând multiplicat, înmulțit cu trei. Odată ne atacă trupul, atunci când acesta o duce bine. Odată patimile prin gânduri, iar altă dată demonul însuși ne tiranizează din invidie, din pismă. Eu am aflat aceasta luând seama la multe. Iată, așa cum mă vezi, om bătrân, am 40 de ani de când sunt în această chilie, în pustie adâncă, îngrijindu-mă de mântuirea mea. Și această vârstă având, până acum, sunt ispitit. Și m-a încredințat zicând, 12 ani după ce am împlinit vârsta de 50 de ani, nici noaptea, nici ziua nu m-a iertat atacându-mă. Gândindu-mă că s-a depărtat de la mine Dumnezeu și de aceea eram stăpânit de acea muncă, alesesem să mor mai curând, fără rost, decât să mă schimonosesc rușinos cu patima trupului. Și ieșind din chilie, mergeam prin pustie. Și am aflat un bârlog de hienă. În acel bârlog m-am așezat gol în timpul zilei, ca ieșind fiarele să mă mănânce. Deci cum s-a făcut seară, după cum este scris, soarele și-a cunoscut apusul său, pusai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Cei care mergeți la vecernie, sigur, ați recunoscut psalmul 102, cel care se rostește, se citește la strană la începutul vecernii. Psalmul 103, scuze. Mi-am dat seama când a spus 102, stai puțin că 103. Ieșind fiarele sălbatice în ceasul acela, masculul și femeia m-au mirosit, lingându-mă de la picioare până la cap. Și când credeam că mă vor mânca, au plecat de la mine. Stând eu așadar acolo întins toată noaptea, nu am fost mâncat de fiare. M-am gândit atunci că poate Dumnezeu și-a făcut milă de mine și m-a întors încă o dată la chilia mea. Așteptând, deci, demonul puține zile, iarăși m-a atacat mai tare decât înainte, încât cu puțin nu am ajuns să hulesc. Luând chipul unei fete etiopiene care o văzusem odată în tinerețea mea, vara, aducând spice, mi s-a părut că aceasta s-a așezat pe genunchii mei și atât de mult m-a tulburat încât să cred că m-am împreunat cu ea. Verbul folosit aici are sens tehnic al relației trupești. Cuprins de mânie, i-am dat o palmă și așa s-a făcut nevăzut. Și crede-mă când îți spun că duhoara pe care a lăsat-o pe mâna mea
Nu am putut să o suport 2 ani. Atunci m-am împuținat la suflet și mai mult din pricina acestei întâmplări și deznădăjduind în sinea mea, la urmă am ieșit, rătăcind în pustia adâncă. Și am găsit o aspidă, șarpe veninos care aparține speciei viperelor. Mică. Și, luând-o, am dus-o la părțile mele bărbătești, ca și când acestea ar fi fost pricina ispitirii mele, pentru ca astfel, fiind mușcat, să mor. Dar cum nici așa nu am fost mușcat datorită pronii harului lui Dumnezeu, am auzit după aceasta un gând zicând în mintea mea: mergi, pahomie, și te luptă, căci pentru aceasta te-am lăsat să fii stăpânit atâta, ca să nu gândești lucruri mari despre tine, cum că tu însuți ai putea să birui demonul acesta, ci totdeauna să mergi la ajutorul lui Dumnezeu. Astfel înștiințat, am venit înapoi la chilia mea și, așezându-mă cu curaj, nu m-am îngrijit de războiul împotriva patimii nebunești pentru femeie și am avut pace dinspre lupta aceea restul zilelor. Iar demonul, văzând disprețul meu față de el, rușinându-se, nu s-a mai apropiat niciodată. Cu aceste gânduri luptătoare împotriva lui Satana, Sfântul Pahomie m-a sprijinit și m-a întărit pentru a duce mai cu curaj suferințele și a alungat ușor de la mine războiul demonului desfrânării. Apoi m-a trimis rugându-mă să fiu cu curaj în toate. Iar eu, plecând, m-am așezat la locul meu, îngrijindu-mă de mântuirea mea și mulțumind lui Dumnezeu și Sfântului Pahomie. Amin. Iată-l pe tânărul luptat, învățând de la bătrânul luptat, biruitor, care până la urmă, cu ce a biruit, rugându-se, a fost înțelepțit și întărit, de fapt, de Dumnezeu, să trateze cu indiferență gândul acela. Nu să se tulbure că, iată, a venit la el ispita, ci să trateze cu indiferență, ne luând în seamă. Aici moare diavolul de ciudă, când noi nu ne tulburăm. De fapt, nu patima în sine, nu păcatul reprezentat de acea patimă este scopul, ci tulburarea pe care poate să o aducă. Aduceți-vă aminte de un alt păcat, de un alt episod, de un alt cuvânt citit în acest capitol al cel despre desfrânare, în care am văzut că un călugăr, căzând în păcat, s-a ridicat cu ajutorul lui Dumnezeu și a petrecut în cele duhovnicești ca și când n-ar fi făcut vreodată păcatul. Nu mai stătea să se gândească, stătea în căință, în rugăciune, își vedea de viața sa cu minte și plăcută lui Dumnezeu, efectiv nedând acea ultimă satisfacție a diavolului numită deznădejdea, tulburarea. A făcut. S-a întors și a dat la o parte tot ce a făcut. Nu s-a mai întors. Dacă un om greșește, nu vorbim grav sau puțin grav, mult sau nu, ți-a greșit ție, omule, și vine și își cere iertare și tu i-o acorzi,
În ce relație rămâneți? De iertător și iertat? Nu. De prieten, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Așa face și Dumnezeu cu noi. Dacă cerem iertare cu autentică căință, cu părere de rău și cu hotărâre de a nu mai face. Acestea învață biserica că sunt condițiile iertării care recunoașterea. Spunem sinceritate. Mărturisim sincer ce am făcut. Ne căim. Ne pare rău că am săvârșit acel lucru și ne hotărâm să nu mai facem. Nu se vorbește nimic, de nimic altceva în plus. Dar nici în minus. Trei sunt condițiile iertării. Sinceritatea, căința și nemairepetarea. Astea sunt, de fapt, cele pe care le urmărește duhovnicul atunci când omul se spovedește. Dacă omul înțelege, reușește ușor, ușor, treaptă cu treaptă, spovedanie cu spovedanie se urge. Dacă se lasă tulburat într-o falsă smerenie și lamentabilă petrecere, că am făcut și ce am dres și nu știu ce, este tot timpul ținut la pământ cu această stare de diavolul, care sub chipul, vezi, Doamne, al căinței și al smereniei, ele în sine, intrinsec, sunt daruri, sunt virtuți, dar, iată, jucând cu acestea, diavolul poate ține pe om tulburat. Nu poate să zboare, nu poate să se ridice duhovnicește. Și atacă, de fapt, ce? Credința. Adică tu nu crezi că din moment ce ai fost sincer, te-ai căit și ai hotărât să nu mai faci și nu mai faci. Nu știi, nu crezi că spunând la spovedanie, cum spunem, sincer, căit și părându-ți adânc, amarnic, rău pentru ce ai făcut, mărturisind hotărât că nu vei mai face și nu vei mai face, luând dezlegare de la Dumnezeu prin mâna duhovnicului, nu petreci oare ca și când n-ai mai fi făcut? Nu ai fost iertat, ci dacă ai fost iertat, păi ai fost iertat, ți s-a șters cu buretele ce ai făcut. Ai grijă ce faci. Iată, te-ai făcut sănătos de acum să nu mai greșești. Nu spune nimic în plus Hristos, nimic în minus. Să luăm puțin mai multă îndrăzneală, credință, cu tărie și să petrecem în virtute, părăsind păcatul. Zicea cineva că odată a fost mușcat un monah de șarpe și a mers într-un oraș oarecare să se vindece. L-a primit o femeie evlavioasă care avea frică de Domnul. L-a tămăduit, l-a vindecat, l-a îngrijit. Când însă a avut o mică ușurare, diavolul a început să semene în el gânduri pentru acea femeie și, odată, a apucat-o de mână. Iar ea îi zicea, nu faci asta, părinte. Îl ai pe Hristos. Gândește-te la tristețea și la pocăința cu care te vei pocăi, șezând în chelia ta. Gândește-te la suspinările și la lacrimile pe care le vei vărsa. Auzind acestea de la ea și altele asemenea, războiul a plecat de la el și, schimbându-și gândul, a vrut să plece, neputând să o mai privească în față. Iar ea iarăși, cu inimă bună, i-a zis, nu te răvăși deloc,
căci mai ai încă nevoie de vindecare. Nu gândea sufletul tău curat acele gânduri, ci au fost puse de diavolul cel pismaș. Și astfel, după ce l-a vindecat, fără să se smintească în vreun fel, vindecându-l și sufletește, l-a slobozit în pace, dându-i și merinde. Putem, iată, să ne ajutăm unul pe altul. Dar pentru asta trebuie să avem vederea clară. Am numit odată vederea clară și limpede a unui observator din linia întâi. Ne imaginăm frontul luptei dintre două tabere. Observatorul ce are ca subiect de observare? Tot timpul vrăjmașul. Informația dăruind-o tot timpul taberei sale. Toți din linia întâi și din linia a doua, toți din front, privesc ca și către vrăjmaș, dincolo de linia frontului. Nu se uită în propria tabără ca la vrăjmaș. Trebuie să știm că toți suntem într-o tabără care luptă împotriva diavolului. Acesta, având totuși capacitatea să-și trimită în tabăra noastră diferite iscoade ca să ne facă să ne pismuim între noi, să ne ispitim între noi, să ne tulburăm între noi, să ne amestecăm cu diferite păcate unul pe celălalt, unul cu celălalt. Și trebuie să avem această stare clară de frățietate, de iubire, de nejudecată, de sprijinire, că astăzi poate să cadă unul mușcat de vreun intrus, vreun ispititor. Ceilalți trebuie să caute să-l ridice pentru a nu slăbi capacitatea de luptă a bisericii. Pentru că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, adunați într-un Hristos, acolo sunt și eu cu ei. De ce să împuținăm acest număr și ajutorul să împuțineze? Nu. Trebuie să nu doar să păstrăm, ci să-l creștem. Să ne întărim unii pe alții. Nu, gata, a făcut un păcat, îl pui la zidul din familie. L-ai excomunicat iremediabil, impardonabil. N-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință. Nu există om de pierdut pentru Dumnezeu. Nici noi nu avem voie să ne pierdem unul pe altul, ci să ne câștigăm unul pe altul. Această conștiință, iată, această femeie a avut-o. Și-a vindecat și trupul de mușcătura șarpelui și a tămăduit și sufletul de mușcarea șarpelui celui rău. Un bătrân avea 12 ucenici, număr ca apostoli, iată. S-a întâmplat din ispita diavolului ca unul din ei să plece într-un sat și să se afle în desfrânare cu o femeie. Deci, pleca mereu pe ascuns, după slujba de seară în sat, și venea dimineața când încă era întuneric. Frații și-au dat seama. A aflat și Ava lucrul și pentru că voia să-l acopere pe fratele, nu l-a mustrat în obște, să spunem.
Dar pentru că de multe ori strigătele fraților au ajuns la starețul lor, Ava s-a dus singur la el, mai de dimineață. Când a plecat acela de la țarină, pentru că s-a grăbit, și-a pus pe el altceva, adică pelerina femeii. Și intrând fratele, Ava a văzut pelerina de femeie, dar a trecut sub tăcere lucrul și a zis: unde ai fost, frate? Iar el, născocind, a zis: până aici aproape am fost pentru o treabă. Și a zis Avei: nu ai fost deci în sat? A zis lui: nu, nu, stăpâne. Ava. A zis Ava iarăși: dar a cui este pelerina aceasta? Și înțelegând fratele că este pelerina femeii, s-a aruncat la pământ, la picioarele părintelui, zicând: iartă-mă și nu voi mai face aceasta. Iar el l-a iertat și l-a rugat zicând: ia aminte la tine însuți, fiule, de acum înainte, căci ce câștigi de la acea necurăție? Aici nu mai rușine și dispreț de la oameni, iar în veacul viitor foc nestins și vierme neadormit și fără de sfârșit. Nu, fiule, te rog, nu te mai tăvări în fapta aceasta rușinoasă. Și prin iubirea de oameni a lui Dumnezeu și prin îndelungă răbdare a bătrânului sfânt, a încetat fratele fapta și a devenit cu adevărat monah încercat. Și toți cei din obște au mulțumit lui Dumnezeu pentru îndreptarea fratelui și ziceau Avei: arată-ne dragoste și spune-ne pentru ce motiv ai avut atâta răbdare cu fratele. Iar el le-a zis: vedeam pe diavolul trăgându-l pe una din mâini și târându-l spre lume și, din îndelungă răbdare, l-am ținut de cealaltă mână, pentru ca nu cumva, certându-l, să plece în lume. Iar când a binevoit Dumnezeu să mântuiască făptura sa, iată, avem și cealaltă mână a lui și pe el întreg mântuit. Este bună, așadar, îndelunga răbdare, împreună cu rugăciunea, când se întâmplă ispită fratelui nostru. Astfel, rugat fiind Dumnezeu și îndurându-se, se mântuiește cel ce a greșit, pentru că asprimea și mustrarea făcute la timp nepotrivit nu aduc niciun bine. Iată, înțelegem că nu ele în sine, mustrarea și asprimea, sunt rele, ci timpul. Iar pentru asta, ca să știi timpul când să mustri și să fii aspru, țin de înțelepciune. Pentru asta, cel în cauză, care trebuie să administreze cu asprime, cu mustrare, lucrurile, el trebuie să fie un om smerit și de rugăciune, ca Dumnezeu să poată lucra și să ilumineze mintea, să le sau să nu le folosească. Așa era și bătrân.
Era un episcop într-o cetate și s-a întâmplat ca acesta să cadă în boală, încât toți deznădăjduiau. Era acolo și o mănăstire de maici. Și aflând stareța că episcopul nu mai avea nădejde, luând cu ea două surori, a plecat să-l cerceteze. Și când vorbea episcopul cu ea, una din ucenicele ei, stând în picioare, i-a atins piciorul, vrând să vadă cum este, iar el, fiind luptat de la atingere, a rugat pe stareță, zicând: „Nu sunt slujit de cei de aproape ai mei, fii bună și lasă-mi pe sora aceasta ca să mă slujească.” Iar ea, nebănuind nimic rău, a lăsat-o. Întărit, deci, de către diavol, întărit din boală, se înțelege, ridicat din boală de către diavol, a zis ei: „Fă-mi fiertură ca să gust.” Și a făcut. Și după ce a gustat, i-a zis: „Culcă-te cu mine.” Și a făcut păcatul. Luând deci în pântece, au oprit-o pe ea preoții și au zis: „Spune-ne cine te-a lăsat însărcinat.” Iar ea nu a vrut să mărturisească. Atunci episcopul a zis: „Lăsați-o pe ea, că eu am făcut păcatul acesta.” Și ridicându-se din boala sa, a intrat în biserică și a pus omoforul său pe sfântul jertfelnic și, ieșind, a luat un toiag în mâna sa și a plecat în grabă la o mănăstire unde nu era cunoscut. Dar starețul obștii, fiind văzător cu Duhul, a cunoscut că un episcop are să vină în mănăstire și a poruncit fratelui, zicând: „Vezi, frate, care să ne cerceteze un episcop.” Așteptând, deci, portarul să vină episcopul în lectică, adică pat mobil sau targă, mă rog, purtat de ceva slugi, lectica este invenția antichității răsăritene și era tronul deasupra căruia stătea sau se întindea persoana nobilă și era purtat de robi pe umeri. Da? Așteptând deci portarul să vină episcopul în lectică sau cu vreun alai după el, nu și-a dat seama când a venit. Ieșind Ava în întâmpinarea lui, l-a îmbrățișat pe el zicând: „Bine ai venit, stăpâne, episcop.” Iar acela, pierzându-și graiul când a văzut că este cunoscut, a vrut să plece la altă mănăstire, dar Ava i-a zis: „Oriunde vei merge, voi veni cu tine.” Și rugându-l îndelung, l-a adus în mănăstire. Deci, pocăindu-se cu adevărat și cu multă căldură a inimii, s-a sfârșit și a trecut la Domnul în pace și multe semne minunate s-au făcut la ieșirea sufletului său, spre întărirea obștii și în cunoștințarea acesteia că a fost căința lui primită și că a fost iertat. Iată sfârșitul tratatului despre desfrânare. Încercăm așa un rezumat din acest tratat despre desfrânare. Și vom vedea că acest păcat, această patimă, poate să fie datorată neglijenței. Neglijenței la rugăciune, neglijenței la post.
lucruri care atrag prin lipsirea lor sau prin slaba lor calitate, să spunem așa, slăbiciune în fața ispititorului. Știm că el, ispititorul, de la Hristos, știm că este alungat de post și de rugăciune. Slăbind omul în acestea, iată, poate fi ispitit. Pentru multă mâncare, pentru băutură peste măsură, pentru prea multă odihnă, pentru alintare trupească în vreun fel sau altul, iată, această patimă poate să vină. Se poate să vină datorită neascultării poruncilor celor înțelepți, care, iată, îți spun, nu căuta să fii în preajma ispitei, în vreun fel sau altul, să fugi de întâlnirea cu femeia. Acest cuvânt fiind, iată, foarte valabil, în primul rând pentru călugăr, pentru cel doritor de desăvârșire. Se poate bunăoară întâmpla acest lucru ca și consecință a neascultării sau a împlinirii voii proprii fără binecuvântare. Am văzut câteva situații, nu? Aduceți aminte? Când unul sau altul dintre personajele principale ale istorioarelor plecau nu cu gând de desfrânare, plecau după voia lor, fără să ceară binecuvântare sau sfat de la bătrân, să împlinească o voință a sa, aparent nevinovat. Mă duc să iau apă de la izvor. Și n-a făcut acest lucru cu binecuvântare. S-a dus după mintea lui. Și acolo, aflând, iată, a căzut sau, mă rog, sau plecând în cetate, după nu știu ce, socotința lui. Tot timpul ești sub acoperământul binecuvântării lui Dumnezeu când ești în ascultare, când de fapt nu faci voia ta, ci voia celui mai mare. Chiar dacă poate inițial a fost inițiativa ta, a fost voia ta, dar ai supus-o, blagoslovit să, și atunci când există acordul celui mai mare și binecuvântarea lui, ești păzit. Sau, bunăoară, se poate întâmpla să spună nu. Și atunci e războiul foarte mare. Ce face? Ascultă sau nu? Își ascultă voia proprie? Sau primește nu-l, taie voia și astfel alungă tăcerea? Sau se mai poate, bunăoară, ca această luptă să fie focul cel lămuritor pentru aurul cel autentic. După cum am văzut în ultimele situații, vedem că unii care erau întăriți duhovnicește, puternici, iată, erau luptați de această patimă, ducând lupta, dăruind ispitei ocazii de împlinire. Nu, ci din contră, iată, postind și mai aspru, fugind într-un loc mai aspru, în adâncul pustiei, în adăpost, în vizuină de hienă, în preajma șerpilor, în locuri seci, cu seceta adâncă, și astfel, luptându-se cu post, cu rugăciune, cu asprime, aproape, iată, ajungând și la limita, la limită, dar nu ajungând în deznădejde, la limita deznădejdii, iată, ducând lupta la limita omenescului, atingând limita, mai apoi mâna lui Dumnezeu intervenea.
și stingea focul, și stingea lupta, și aducea pacea. Și acela, pentru lupta sa dusă cu biruință, devenea nu doar el în sine un biruitor, nu doar atât, el devenea autentic biruitor cu ajutorul lui Dumnezeu și cu puțina sa strădanie. Zic ei, noi vedem că era multă, dar ei mai apoi ajutați fiind, puneau preț de o manieră cât se poate de clar văzând pe marele ajutor al lui Dumnezeu și pe prea puțina lor strădanie pe care noi o vedem a fi multă. Oricât de mult s-ar sili omul pe sine, puțin ar fi, de fapt, pe lângă marele ajutor al lui Dumnezeu. Ei, și astfel, cum spuneam, biruind cu ajutorul lui Dumnezeu și pentru puțina lor osteneală, deveneau modele de urmat, nu propunându-și ei acest lucru din vreun gând de mândrie, vezi, Doamne, să fie modele, nu. Dar Dumnezeu dăruind model prin aceea altora, iată, zidea din generație în generație pe oameni, tânărul de la bătrân învățând. Este mecanismul pe care societatea se bazează, vrem sau nu să recunoaștem. Când măcar într-o latură a sa, sau în mai multe laturi ale sale, societatea se ridică, acele domenii în care se ridică, vedem că se bazează pe acest principiu. Tânărul ascultă de bătrân. Începătorul de la mentor. Și astfel s-au ridicat, nu? S-au ridicat oamenii de știință și au ajuns. Bine, noi spunem astăzi că este o mare descoperire științifică, iată, la dispoziția omului spre un mai bun, și aici e discutabil, trai, telefonul mobil, calculatorul, internetul, lucruri care sunt de mult departe de marile descoperiri care sunt acum aduse în lucrarea omului, în știință, poate în domeniul militar, departe tare. Însă, toate aceste urcușuri s-au bazat pe tânărul ascultă de bătrân. Ne bucurăm de urcușul cel tehnic. Apreciem societăți dezvoltate în diferitele aspecte, politic, administrativ, cultural. Luați fiecare domeniu și veți vedea că doar pe baza acestui principiu, cel tânăr ascultă de cel bătrân. Avem noi românii o vorbă, de fapt. Dacă nu ai un bătrân înțelept să-ți cumperi, să-ți-l aduci în preajmă, să ai de la cine să înveți. Și aducând, iată, înțelepciunea celui de 80 de ani, prin ascultare la nivelul celui de 20 de ani, cel de 20 de ani apropiindu-și înțelepciunea, în ceilalți 60 de ani, plecând de la înțelepciunea aceluia, ajunge și el la 80 de ani să aibă și mai multă înțelepciune, pe care împărtășind-o, iată, din generație în generație, o putem upgrada. Așa ne upgradăm, ne updatăm din generație în generație. Nu? Și în domeniul IT, fiecare gadget, să-i spunem așa, din generație în generație devine mai bun, mai dezvoltat, mai capabil. Una sunt generațiile de telefoane 1G, 2G și altele sunt 4 sau 5G care stau să vină. Nu discutăm folosul lor sau nefolosul sau. Dar vedem că se crește. Și hardware și software. Și noi putem să trecem și să creștem și trupește și sufletește. Și facem acest lucru numai dacă vrem să ascultăm. Să învățăm aceasta
să punem în practică și să ne folosim. Amin. Doamne ajută, iubiți credincioși!